Bună dimineața, dragii mei, de aici, de la Super Dimineața. E luni, da? A fost weekend, ploios, dar am avut și mult soare. A fost cod roșu de umor la Deva, vineri, sâmbătă și duminică, dragii mei. Și vorbim despre cod roșu de umor, pentru că s-a desfășurat cea de-a 20-a ediție dedicată arhitectului zâmbetului, cum am auzit și am citit pe una dintre cărțile document dedicate lui Liviu Oros. Dragii mei, Liviu Oros s-a născut în satul Tâmpa, comuna Băcia, la 26 martie 1931. S-a stins din viață într-un accident tragic, dintr-o întâmplare, un accident rutier, la 54 de ani. Dar oamenii nu l-au uitat. Devenii nu-l uită niciodată, pentru că atunci când trece pe lângă fosta casă de cultură, actualmente Centrul Cultural Drăgan Muntean, știu că a fost proiectat de nimeni altul de către arhitectul Liviu Oros. Mulți dintre noi și-l aduc aminte și spun, ni-l aducem aminte, pentru că îl vedeam la TVR, l-auzeam la radio pe vremea împușcatului, știți despre ce ani vorbim, reușea să ne aducă zâmbetul pe buze într-o perioadă neagră de comunism, când riscai să nu mai ajungi acasă după ce cobori de pe scenă. Știa să facă din orice lucru cotidian un banc, o glumă, și să reușească să ne stârnească zâmbete. Voie bună! A iubit folclorul, nu a părăsit niciodată Deva. Nu a părăsit niciodată județul Hunedoara, deși spune la un moment dat Stella Popescu într-un interviu că ar fi putut oricând să aleagă un teatru, cum ar fi teatru de revistă Constantin Tănase. În cadrul acestei emisiuni de astăzi o să auzim glume spuse de el cu locomotiva, dragii mei, a reușit să facă o glumă dintr-o locomotivă. Și acum, dragii mei, pentru cine nu a auzit și nu știe povestea cu locomotiva care vorbește cu vagoanele, vreau să vă spun că este la Simeria, la depou, o locomotivă care n-are altă treabă, numai toată draga de ziua cheamă vagoanele să vină după ea. Mai întâi pun loc drept, așa, pun șes, pun câmp. Pe urmă o ia cătă Petroșani, dealuri, pantă, vă dați seama ce efort atâtea vagoane să le tragi după tine. Gâfă, abia ajunge pe ele până în vârful dealului, când își dă drumul la vale, când să fie mai fericită, apare un pod. Când vede podul, să sperie, nu știe ce să facă, să o iei la stânga, să o iei la dreapta, închide ochii, trece cu mine și păstă pod. Când se intre într-o gară, vede acele, macazele. Încetinește un pic, le atrage atenția. Intră în gară, se uită roată, recunoaște că a ajuns acasă și când să se oprească, se întâlnește cu altă locomotivă prietenă bună de ei, care staționa. Schimbă două vorbe cu aia și se oprește. Și acum ascultați cum a vorbit locomotiva cu vagoanele. Mai întâi, la șes. Nu uitați că le cheamă să vină după ea. După mine, 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 după mine. Se apropie dealul, trage mai greu. Își dă drumul la vale, prinde viteză, să apropie podul, să sperie. După mine, 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 ce să mă fac, 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 după mine, după mine, după mine, după mine. Intră în gară,
Încetinește un pic, vede acele, le atrage atenția. După mine, 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 după mine. Fiți atent de căsaci și 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 după mine, după mine, după mine, după mine, după mine, după mine. Intră în gară, recunoaște că a ajuns acasă. Încetinește tot mai mult și când gata să se oprească, își vede prietena locomotiva care staționa, pe care o întreabă. După mine, 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 după mine. Ce faci? Locomotiva care staționa îi răspunde, presiunea de abur. Caca. Caca. Asta care se oprea, cu ultimile puteri care l-a mai avut, îi răspunde. Și eu fac... Și s-a oprit. O să auzim păreri oameni remarcanți, cum ar fi Jean Paller. O să auziți. Actorul Dorel Vișan a fost, spune despre el că a fost și va rămâne mereu Văsălie, cel contemporan. Arhitect fiind, Liviu Oros construia umorul folosind cu iscusință cuvintele ca pe cele mai rare unelte. La câteva fraze, temelia era gata, urma construcția cu ferestre largi deschise, parcă anume să poată ieși și intra râsul. Râsul în cascadă, exact ce omului i-a lipsit și îi lipsește și azi. Liviu era mai mult decât un mare actor. Era un om de care fiecare din noi avea nevoie. Generos și bun ca o pâine din Ardeal, căpărător de o inteligență rară, plin de fantezie și farmec. Sunt oameni care n-ar trebui să moară niciodată. Școlinu, prin toate fotografiile mele, una dintre cele mai iubite este fotografie cu Liviu Oros. Un comic extraordinar, dar care... Din modestia și sinceritatea lui, n-a vrut să plece niciodată din locul unde s-a născut, s-a lansat și a avut succes. Liviu Oros era un comedian de valoare națională și cu toate acestea era undeva acolo, modest, își exercita profesia cu credință în locul și între oamenii pe care îi cunoscuse și care îi iubeau. Câte teatre nu și-ar fi dorit ca Liviu să fie printre cei angajați și printre cei care se manifeste pe scenă. Liviu a fost credincios locurilor lui. A lipsit din teatru românesc mult, iar când a plecat definitiv, cu atât mai mult. Liviu era un om extraordinar, avea o mare calitate de umorist. Era un actor divers și în același timp foarte original și unic în felul lui. Adică Liviu era numai el, Liviu. Nu se mărea cu niciunul din marii noștri comici, dar era la același nivel cu marile capete de afiș ale României. Am pierdut mulți atunci când a plecat Liviu și multe lume și-a aduce aminte de el. Cel puțin noi de la Teatrul de Reviste Constantin Tănase mereu ne aducem aminte, vorbim cu Noae Lăzărescu, cu Arșinel, cu Nicu Constantin, cu actorii care l-au apucat și care au știut ce calitate extraordinară are Liviu. Eu nu pot decât să vă rog să rămâneți alături de noi și să vedem pe parcursul emisiunii din această dimineață ce s-a întâmplat în data de 14, 15 și 16 mai 2021 la Deva. Bună ziua, stimați prieteni, stimați invitați. Suntem la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Național de Umor Liviu Oros 2021.
Am să dau microfonul prietenului nostru, scriitorului Cornel Udrea, președintele Festivalului Național. Ca președinte ar trebui să tac în limba germană, însă nu știu. Și am să vă spun că ziua aceasta de relaxare se simte și aici în sală, oamenii își redescoperă zâmbetul, oamenii se reîntâlnesc și au și îndrăzneala de a-și da mâna și îndrăzneala de a se îmbrățișa, ceea ce înseamnă o normalitate, ceea ce înseamnă revenirea la ceva ce nu va mai fi, realitatea de dinainte. Avem deja tendința să idealizăm ce a fost înainte de 12 martie 2020. Vom trăi o altă realitate, una dintre ele este aceea că la rectificarea bugetară cultura a primit din nou bani de buzunar. Trebuie să ne descurcăm, să fim inteligenți și să găsim la nivel local, în geografia mică, să găsim oameni care să înțeleagă cultura și să dea bani pentru cultură. Nu se poate altfel. Avem un model trist și nu mă sfie să o spun, cel de la Oradea, unde afară e vopsit gardul și înăuntru leopardul, în sensul că orașul arată bine, parcă este un citat de basm, clădirile repuse în funcțiune cu ochii mari, vopsite frumos, dar se desfințează filarmonica la Oradea, se comasează teatrele, se trece pe teatrul de proiecte și în curând vom vedea și la Oradea că vin în vizită în spectacole extraordinare, Stradale, Țociu și cu Palade. Dar să revenim la Duminica de Spirit, care este a 20-a ediție a Festivalului Internațional Liviu Oros. Pretextul nobil de la care am plecat a fost personalitatea lui Liviu Oros. Noi am dorit să lăsăm despre acest om un document care este această monografie despre Liviu Oros. Sunt puține festivaluri în țară care și-au statutat oferta culturală printr-un asemenea document pe care îl consider un document oficial. Faptul că de la o ediție la alta ofertele s-au îmbunătățit, deschiderea a fost mai mare, este meritul organizatorilor. Nu am niciun interes de nicio formă să laud pe domnul Vali Ilieș, însă el este ceea ce se spune sufletul festivalului. Este omul care m-a sunat în ultimele două luni de vreo 200 de ori, și noaptea, sigur că da, este omul amănuntului. Este perfecționist, este dornic de a face lucrul rotund și dus până la capăt. Oameni de felul ăsta nu trăiesc mult. Dar noi îl asigurăm de o memorie proaspătă și mereu în prezent alături de noi. Mă uit din profil la tine și cred că am dreptate. Această ediție se desfășoară din motive obiective, într-o atmosferă intimă, de familie. Văd că a venit și tânăra generație la festival. Dar sunteți cei care lucrați cu Mihai Lungeanu, da? Aveți un privilegiu imens, să știți. Domnul Lungeanu mie mi-a pus la Teatrul Național Radiofonic 14 piese. Și atunci am avut ocazia, începând mai precis din 1970,
să cunosc actori și oameni pe care nu știu dacă foarte mulți au avut acest privilegiu de a-i cunoaște. Lucrați cu Mihai Lungeanu, lucrați cu istoria Teatrului Național Radiofonic. Este un om de excepție și orice piesă pe care o montați cu el este pentru voi o experiență de viață excepțională. Am avut două secțiuni. Cândva festivalul avea mai multe, să sperăm că vom reuși. Deci două secțiuni. Grafică, portretistică, caricatură, cu o participare de excepție. Vreau să spun, pe lângă cei consacrați, au venit și cei din lumea mare, ceea ce arată că festivalul are o recunoaștere, festivalul are deja o personalitate culturală a sa, fără de care nu se poate certifica și legitima. Ei bine, alături de aceasta a reînviat și secțiunea de epigramă. Suntem singura țară din lume, împreună cu Republica Moldova și câteva excepții, oameni plecați de aici, în Israel, în alte părți, care mai practică epigrama. Este un gen cumplit, asta o poate certifica și președintele juriului de epigramă, domnul Petru Ioan Gârda, Valentin David de față, un vecin de al dumneavoastră din Oraștie, care a bine meritat un premiu. Am avut 47 de competitori. Am avut și foarte multe comentarii pe Facebook. Unele crâncene. Cam așa ceva cu șoșocisme, da. Ăla de ce a luat premiu? Nu cumva juriul, nu. Juriul și-a văzut de treabă în sensul că fiecare a jurizat în orașul lui și cu mamica lui. Să fie clar lucrul acesta. Nu ne-am influențat cu absolut nimic. Nu știu, domnul președinte al juriului, cât a primit. Nu ne interesează. O să aflăm de la Antena 3, cu siguranță. Deja s-au pregătit acolo armamentul. Deci, domnule Gârda, premiile. Și, de asemenea, se vor prezenta câte două epigrame din fiecare competitor câștigător, pentru a avea certitudinea că aceste premii s-au dat pe bune. Am rezistat eroic tuturor tentativelor de a fi mituit cu câte 10.000, 20.000 de lei și am jurizat absolut cinstit, așa cum spune, de data asta, așa cum spune domnul Cornelu, dar de altfel, vorbind serios, sunt oameni în afară de orice bănuială în juriu și nu avem, nu sunt motive să... Dar, cum s-a mai spus, cu excepția celui de pe locul întâi, toți ceilalți sunt nemulțumiți, este firesc, fiecare așteaptă să ia premiul întâi. A fost situație în care a făcut scandal cel de pe locul întâi, pentru că a primise 9,50 și s-a așteptat la 9,60. Deci, juriul oricum este vorbit de rău și își asumă membrii juriului acest lucru, mai ales dacă se știu absolut curați, fără nicio problemă. Vreau și eu să felicit organizatorii. Sunt multe festivaluri de umor, cel puțin au fost înainte de pandemie, în țară, în majoritatea marilor orașe. Aici înțeleg că este prima ediție la Epigramă și s-a bucurat de un succes enorm. 47 de concurenți care au trimis cei mai mulți epigrame de valoare. S-au dat note individual de către membrii jurului, care au fost domnii Cornel Udrea, Cheșus Cristian, Stănilă Liviu, Rubă Dumitru și eu.
S-a făcut media de către organizatori și a ieșit în felul următor. Mențiune 3, Eftimie George din Buzău. Voi citi două epigrame din cele patru. A fost o temă, sunt imun, dar mă tratez, cu două epigrame și două la tema liberă. Eu am ales să citez de la fiecare premiant câte una la temă și una liberă, cu excepția domnului David, care este de față, care va citi din ce a pregătit dânsul. Sper că nu durează foarte mult să citesc șase epigrame. Eftimie George din Buzău, mențiune 3. Vaccinul anticovid se poate procura și de pe net. Vaccinul său, când s-a imunizat, s-a dovedit a fi un surogat. Covidul, când s-a dus la spital, s-a dovedit a fi original. Verificarea calității. Scriu de o vreme încoace epigrame bune și dovadă-i cartea ce vă dăruiesc, pentru care unii uită să mă sune și câțiva dintrânșii nici nu mai vorbesc. Mențiunea următoare, am luat-o de jos în sus, Stelica Romaniuc din Buzău. Soluție de criză. Nevasta nu mai este în vogă, iar viața e tot mai grea în comun. Dar mă tratez cu o psihologă, când la amantă sunt imun. Bolnavul, definiție. Albit la păr și tras la față, cu cheltuieli ținut în viață de niște aparate grele, ce se numesc și păcănele. Domnul David Valentin este de față și am plăcerea să-i mânez diploma, poftiți, din Orăștie. Deci sunt imun, dar mă tratez. Imunitate de grup. Femeile m-au dat pe spate, am fost bolnav de amor rebel, dar am acum imunitate, făcând și la divorț rapel. Imunitate online. Mulți băieți și multe fete de liceu și generală, cu online și cu tablete, s-au imunizat de școală. Și din tema liberă, înnobilare. Bândi vinul de cotnari storzi în struguri în cofiță și bețivii ordinari se pretind bețivi de viță. Coronavirus românesc. România ar pieri ca și Ana lui Manole, de un virus s-ar găsi în iahnia de fasole. Și încă una, imunitate totală, care n-a mai avut loc pentru concurs. Sunt complet imun ca hoții, politrut și gură cască, dar și în raclă am emoții. Preotul nu poartă mască. Epigrame excepționale a domnului David, care abia mențiune a luat. E vina noastră, sigur, că urmează să facă contestație și va primi premiul special al juriului. Locul 3, Vasile Vajoga din Iași, mare poet, dar și scamator, printre altele. Eficiență terapeutică. Au relatat ziarele Puhoi că pe aleși îi doare în cot de noi, dar s-au tratat pe plajă în Baleare, încât de-o vreme nici în cot nu-i doare. Traiectorie stradală. Amicul ce-a băut lichide tari avea ceva cu stâlpii laterali, că îi ocolea pe cei imaginari și își făcea cucuie în cei reali. Primul 2, Moldovan Constantin din Mănăstirea Humorului. Ipohondrie. Eu la soacra îmbelicoasă sunt imun, așa glumea, dar insist să stea acasă, pentru sănătatea mea. Amintiri. A fost frumos,
ce ani simpatici, păstrez în inimă comoara. Eram imun la matematici, dar mă tratam cu profesoara. Și prea întâi, celebrul Nicolae Bunduri din Brașov. Imunitate. Tratându-mă cu tot ce-i bun și cum îmi văd de sănătate, în fața morții sunt imun. Dar moartea vine pe la spate. Politeza generalului. Politicos, făcând bravada, voiam ca soacrei cea divină să-i spun când poate trece strada. Dar nu venea nicio mașină. Vă mulțumesc că îmi permis să spun și eu o epigramă de-a mea. După Paște facem tradiționalul chef la serviciu. Eu vin când vacanța e gata cu drobul, finețea mătăsii, cu carnea de miel de la tata, iar șeful cu paștele măsii. Domnule președinte, suntem la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, astăzi 15 mai. Acum, cum în viață nimic nu e întâmplător, astăzi, în cea de-a doua zi a festivalului de umor Liviu Oros, ne-am primit și o parte din libertăți. Virusul, să spunem, cumva s-a întors cu spatele la noi, să sperăm că pleacă. Că pentru totdeauna, da. Frumos spus, da, să sperăm că pentru totdeauna. Astăzi am asistat aici în sala care poartă numele lui Liviu Oros la un concurs de epigrame, un concurs epigramisima, dacă mi-a ieșit, că mie nu-mi prea iasă. Da, epigramisima, trebuie să precizez că președinte de juriu, mi-a zis domnul președinte în viața mea, nu mi s-a mai spus așa. Și ați asistat la festivitatea de premiere a concursului respectiv, care s-a desfășurat online. Cât a fost șpaga? Șpaga, am spus-o acolo, în general nu luăm mai mult de 90% din valoarea premiului, ca omului să-i rămână ceva. Vorbind serios, nu se pune problema, n-am auzit să existe așa ceva, pentru că nu sunt premii extraordinare, ci este vorba de prestigiu și de faptul că ne cunoaștem între noi. Există, aș să zic, o elită a epigramei, a epigramiștilor, circa 100, poate domnul David, premiantul de astăzi, pune altă cifră, activi în foarte multe festivaluri în țară, acum s-au rărit în ultima vreme, dar probabil că se va reveni. Și ne-am bucurat că Deva, să știți, că a resuscitat fenomenul. Au fost 47 de concurenți cu epigrame bune, majoritatea. Am fost 5 membri ai juriului, am notat individual, s-a făcut media și a ieșit o ierarhie care este, să știți, apreciată ca justă. Adică cei 6 premianți sunt în elită, nume cunoscute, consacrate și ne-am bucurat că a ieșit așa. Cum v-ați simțit când ați primit astăzi diploma acolo la microfon? Mă simt în primul rând deosebit de onorat că am participat la acest festival și datorită epigramelor care le-am scris, dar și datorită faptului că aici a fost o preocupare de a promova epigrama. Eu, acum 3 ani de zile, am făcut un astfel de festival la Orăștie. Din păcate a fost prima și ultima ediție, apoi a urmat lipsă de fonduri, apoi pandemia. Dar împreună cu domnul Ilieș am spus că la anul să ne unim forțele ca acest festival să aibă mult mai multă forță și mai mult impact la public. În ceea ce privește de epigrama, care mulți o consideră un gen minor al poeziei, pot să spun că, dimpotrivă, este o verișoară mult mai stilată și mult mai pusă la punct decât poezia, iar dacă poezia o considerăm legată de mare, de lună și așa mai departe, epigrama este o scoică ascunsă în fundul oceanului,
care are perla în ea și care cu multă trudă poate fi scoasă la iveală. Și odată scoasă la iveală, îți trebuie foarte multă inteligență să o decelezi de surorile ei false, care se vând la toate colțurile. Și domnul Gârda este, zicem, dacă facem o clasificare a epigramei și epigramiștilor, zicem că este printre primii 5 epigramiști din țară și asta în funcție de forma de moment, fiindcă în unele momente chiar are sclipiri, nu o să credeți, dar are realmente sclipiri. Blondă sau nu, la super dimineața sau nu, nu se poate să nu pun o întrebare domnului epigramist. În primii 10, a zis 5, dumneavoastră 5, dumneavoastră 10. Dacă sunt în primii 10, 5 sunt și în primii 10 și în primii 100, deci mai bine ziceți 100. Da. Ce a însemnat Liviu Oros pentru omul de astăzi? Vă spun sincer că nu l-am aprofundat, ca să zic așa, pe Liviu Oros, din anumite motive. Am venit și eu mai târziu în umor, ca să zic așa, sunt inginer de meserie, am simțit că am talent în tinerețe, dar vreo 40 de ani am stat deoparte. Însă, fără îndoială că a fost o mare valoare și a influențat umorul, dar nu pe partea de epigrame, pe partea de spectacol, și toată lumea își amintește cu plăcere și îl vorbește de bine și regretă felul în care a dispărut prematur din lumea aceasta, care este plină de farmec altfel a umorului, care, știu eu, bine dispune, dar și încearcă să asaneze societatea de anumite tare. N-am știut de ce se luminează mai mult aici în sală, a venit Sorin Tănase de la Baia Mare. Dacă aveți, dragii mei, momente de tristețe, de, știu eu, de ancoasă, picinuite de COVID-ul ăsta, e bine, cu Sorin veți petrece câteva minute, veți vedea, păcat că nu v-ați cântărit înainte, să vedeți că râsul într-adevăr îngrașă. Este unul dintre, să spun eu, păstrătorii bancului ardelenesc tradițional, ludicul ardelenesc este inimitabil și, în primul rând, este inexplicabil. Am fost cu Sorin la un festival la Urziceni și am spus: Sorine, potolește-te, ce nu există, băi, dar eu am sute de spectacole în spate. Și la Urziceni le-a spus și niște bancuri cu ardeleni. Și m-am uitat în sală, ăia erau așa toți hepatici, ulceroși, se întrebau oare ce caută omul ăla pe scenă. Și Sorin avea o privire așa disperată ca și capitanul de pe Titanic. Nu înțelegea și i-am spus, zic, mă băiete, asta e situația, bancurile noastre au cu totul și cu totul, nu știu eu, altă desfășurare epică și în absurdul cel mai original. Se întâlnesc doi alcoolici și zice unul: uime, mă, și mă duc să te caut. Mă duce, caută-mă că eu te aștept aici. Ăsta e banc ardelenesc. Vine Maria acasă și îl găsește pe Ion în pat cu una: mă, ticălosule, mă, stricatule, mă, curvarule, mă, nenorocitule. Și am un strisăș de zile cu asta, era în pat aici. Ce nu? O găie de femeie. Ce ai zis, 30 de zile? Nu, înseamnă că a venit la rapel. Aș vrea să vă prezint și scriitorii de umor care și-au expus cărțile aici: Petru Ioan Gârda, domnul Valentin David, domnul Cornel Udrea. Carte de umor se scrie foarte greu, poate să o confirme și Dumitru Hurubă,
care este concitadin de al dumneavoastră, unul din cei mai buni scriitori de proză umoristică. Întrebarea este, și nu este un compliment gratuit, am argumente cărțile domniei sale. De ceea ce suferă dânsul nu e bine, lucrul acesta i l-am spus, dar spun degeaba, e modest. În lumea noastră, a scriitorilor, a artiștilor mai ales, modestia este, malignă. Nu folosește la nimic, mai ales când ai argumente. A vă prezenta cărțile și a vorbi despre ele ar însemna să nu vă respect. Trebuie să le luați, pur și simplu, să le citiți. Degeaba vă spun eu, este o opinie personală, subiectivă și nu cred că aceasta are valoarea necesară. De aceea criticii literari nu se apleacă asupra prozei și scrierilor umoristice. Ei sunt foarte importanți, ei se ocupă de alte chestiuni ale literaturii române și nu coboară la nivelul nostru. I-am spus unui critic celebru, haide, jupâne, să facem o experiență. Luăm 100 de cuvinte, întâmplător, da? Le punem pe o hârtie și din aceste cuvinte, după o oră, o oră jumate, două, să vedem ce a scris fiecare. Deci în domeniul umoristic, da? Să vedem care dintre noi doi face aceste cuvinte să iubească, da? Sunt cuvintele de fiecare zi. Aici este marea arta scriitorului de umor, să facă cuvintele să zâmbească. Cuvintele care le folosim la salut, care le folosim și pentru tăcerile noastre. Ei, și tipul a declinat acest concurs, în schimb eu cu o trofie demnă de o cauză mai bună, am scris textul acela și i-am spus, uite, în sală s-a zâmbit, în sală s-a râs, înseamnă că dumneata ești critic literar. Și cu asta mi-am făcut încă un prieten. A scrie carte de umor înseamnă să fii un om trist. Pentru că scriitorul de umor nu-i cu înjimbat cu gura până la urechi și care ia viața în șagă. Nu, dimpotrivă, el merge cu instrumentul de rentgen social, merge exact acolo unde trebuie și apasă pe acea parte a sufletului care poate să înceapă să vorbească. A venit și Gabriel Rusu din Târgu Mureș, un mare portretist. Ți-ai pus mască neagră, a murit cineva, ceva? Nu. Am înțeles. Bun. Așadar, vom trece. Acum o să puteți să achiziționați aceste cărți. Vom trece la secțiunea de grafică satirică, caricatură, socioportret. Avem nume foarte importante aici pe Smese, iar un om la fel de important din Breaslă, Liviu Stănilă, va mâna aceste premii. Poftiți, domnul Stănilă. Practic, sunt niște premii cumva pentru întreaga activitate, să spun așa. N-a fost un concurs propriu zis. Sunt niște premii din sufletele noastre pentru cei care ne sunt colegi și prieteni în același timp și care pot să spun că nu încântă numai conaționalii dumnealor cu arta pe care o prestează, ci există rezultate notorii, cel puțin în lumea întreagă, realizate de toți cei care expun pe această simeză, care fac parte dintr-un grup neoficial, dar care
încet, încet se coagulează într-un demers artistic și cultural fără hashtag, dar care dorește să reziste acestui afront îngrozitor pe care mărturisesc că nu știu cine îl aduce culturii în general. Noi încercăm și am reușit, zic eu, împreună cu Vali, chiar și anul trecut și iată și anul ăsta, să ne mișcăm așa cât se poate, sigur că la aproape 60 de ani ai mei nu mă mai mișc. Nu pot să spun aici chiar. Așa, 69, cineva se lăuda cu câțiva ani că ne cheamă pe toți la 69. N-am văzut nimic. Pentru că n-a venit. N-a venit, e clar. Primul, după, ați văzut, n-am umblat la ele, nu le-am amestecat, este chiar Costel Pătrășcan, care ne va oferi și un alt tip. Vă rog să poftiți să vă înmânez această minunată diplomă. Trebuie să-l deranjez pe Gabi Rusu și să-l rog să poftească nu printre noi, aici lângă mine. Gabi Rusu, trebuie să menționăm, e unul din puținii caricaturiști, aș zice, care expune la Muzeul Național Bruckenthal. Chiar astăzi vine de la Sibiu, unde ieri a avut loc vernisajul. E o expoziție de portrete a unor dramaturgi care cred că e un succes. Și dacă pe autostradă faceți un ceas, mergeți și vedeți expoziția lui Gabi. Stați. Da. Da, Gabi. Nu vrei să mai spui două cu spune. Nu mai. Mulțumesc. Da. Domnul Horia Crișan, dacă dorește să poftească să primească premiul, nu dorește. Așa. Domnul Radu Cleciu, care, cum să spun, e aproape la fel de bronzat ca cei pe care îi ajută prin Africa, dar am avut noroc că ne-am strecurat prin programul domniei sale. Radu, please know, cum se zice la voi. Da, mulțumesc mult și da, e o onoare și mă bucur de manifestarea asta de la Deva. Totdeauna mi-am dorit să ajung aici și vin cu multă bucurie. Mulțumesc pentru prietenia voastră. Și noi mulțumim că ne consider dragii tăi și sper să fim în continuare. Și mulțumesc pentru inițiativa de a crea acest grup. Inițiativa se cheamă Vali Ilieș. Respect! Asta e realitatea, n-avem ce să... Valentin Chibrit, unul din mari portretiști ai acestei țări, Simona Halep și alte... Barack Obama, îl vedeți acolo. Da, deci are niște urechi ca la Langley, așa, o să prindă tot cu ele. Nu e printre noi, o să trimitem cu poșta. Dar domnul Cristinel Vecerdea, un alt portretist valoros, culmea este că cei trei portretiști sunt doi, Luca și... Nu, sunt pe cei patru portretiști. Așa. Domnul Cristi de la Lugoj, un prieten, să zic așa, tradițional al nostru. Poftiți, domnul Cristinel. Am o plăcere deosebită să vin la Deva ori de câte ori sunt solicitat. Vreau să vă mărturisesc că personal l-am cunoscut pe Liviu Oros în urmă cu vreo 30 și ceva de ani, când venea chiar la instituția unde lucram eu, unde lucrez eu acum, la Cercul Militar, și ne încânta cu glumele sale. Vă mulțumesc pentru invitație și găzduire și sperăm să dăm noi în continuare acest festival. Și noi îți mulțumim, Cristi.
Următorul membru al acestui grup și al acestei întâmplări este Victor Eugen Mihai. Și aici trebuie să precizez că, practic, nu pot să spun că el singur e nucleul dur, dar cam din zona aia a plecat cumva ideea, cu vreo 3 sau 4 ani a invitat pe câțiva acolo și a încercat să coaguleze o acțiune care a avut și succes. El fiind cel mai tânăr reprezentant al graficii umoristice din Bacău, alături de nume mari, îl numesc aici pe Constantin Ciosu și pe domnul Crăiță Mândră, care sunt consacrați de 40 de ani, nu de acum. Deci, Victor Eugen Mihai, îți mulțumim pentru tot ce ai făcut și el este inițiatorul acestui proiect, da. Domnul Constantin Pavel din Focșani, un alt nume mare al caricaturii românești, face parte și dumnealui, lucrările sale sunt aici, îi vom trimite și lui acest... Așa, domnul Cristian Topan, caricaturist din București, un foarte vechi prieten, un bun prieten al festivalului nostru și un om care a participat de foarte multe ori cu aportul său direct sau indirect la buna desfășurare a festivalului Devean. Și, bineînțeles, cei doi băcăoani, monștrii sacri ai caricaturii, Constantin Ciosu și cu domnul Vasile Crăiță Mândră. Am plăcerea să vă invit să savurați o selecție din desenele acestor oameni și să vă bucurați de mesajul pe care au încercat să-l transmită în acest limbaj universal care ne face cunoscuți în lumea întreagă. Vă mulțumesc! Tot 15 mai, ora amiezii, tot în Deva, tot la festivalul de umor dedicat lui Liviu Oros și cineva cred că îmi desenează echipul. Cu cine stau de vorbă? Bună dimineața! Radu Clețiu mă numesc, caricaturist din Timișoara, dar iubitor al orașului dumneavoastră, am venit mai multe ori la festivalul de caricatură. Ce înseamnă sau ce a însemnat Liviu Oros pentru cariera dumneavoastră? Am auzit despre el că a iubit foarte mult caricatura. Mea culpa, să spunem așa, abia azi dimineață, înainte să-mi pregătesc emisiunea de astăzi și să vin la festival, am descoperit că Liviu Oros iubea foarte mult caricatura. Contactul meu cu Deva, cu acest festival superb, a trecut totuși destul de târziu, n-am apucat să am plăcerea să-l cunosc personal pe Liviu Oros, dar cel puțin spiritul lui trăiește și cei care sunt promotori acestui festival sunt niște oameni de mare spravă și calitate. Deci, cred că sunteți printre singurele festivale sau chiar poate singurul din România cu constanță și cu calitate deosebită a invitațiilor, a umorului, atât desenat cât și cel care are nevoie de timp pentru a se produce spectacol artistic, eu știu, teatru sau cel scris în secțiunea de epigramă, e superb ce s-a lansat și anul acesta. Deci, e bine, acum am înțeles că, inclusiv clădirea în care ne aflăm, este opera arhitectului Liviu Oros, un om cu multiple calități, văzând fotografii din diferite perioade ale activității dânsului. Deci, e o personalitate de mare complexitate și, în același timp, o inspirație pentru noi, artiștii. Și încercăm, prin caricatura care o facem cu cetădinilor noastre, să creăm această modă și să ne aducem aminte, cel puțin eu vreau să mă antrenez mâna când va ajunge momentul să-i fac un portret.
celui care poate ți-a dat numele festivalului să fie ceva deosebit. Sper să prindă specificul local. Rămâneți alături de noi. O să venim și cu caricatura, să vedem ce iasă. E pentru prima dată când fac asta. Deci rămâneți cu noi că revenim. Dragii mei, așa, blondă, am rămas și în caricatură. Ce ziceți? Ce părere aveți? Aștept comentariile voastre pe Facebook. Vă mulțumesc mult încă o dată și sperăm să reveniți la Deva și la anul în cadrul festivalului. Cu siguranță vă reveniți și mai încă o dată, dacă veniți, facem și noi apel la libertatea asta fără mască, că e prima zi fără, da? Rămâneți alături de noi, festivalul continuă, o să mai avem surprize pentru dumneavoastră, o să vedeți și o să urmăriți, să auziți, mai bine spus, poante, glume. Rămâneți alături de noi în cadrul emisiunii, emisiunea continuă, o să aveți foarte, foarte multe surprize. Deci avem de dat în continuare niște diplome. Riderio, diploma de onoare pentru proză umoristică, Dumitru Huruba. Un prieten competent, consecvent al festivalului, domnul profesor universitar, dr. Cristian Cheșuț. Prorector al Universității de Artă și Design. Domnul Gheorghe Căpușan, de asemenea, susținător al festivalului, muzeograf, are în gospodăria sa un muzeu etnografic de mare, mare valoare. Cred că asta s-a rătăcit aici. Diploma de onoare, Ludica Poesis, Petru Ioan Gârda. Scuze. Care dintre voi îi mânează domnului Lungeanu diploma? A început școala, așa-i? Nasol. Te rog. Diploma de onoare modus ridendi domnului Sorin Tănase. Ce dodolos te-ai făcut, scumpule. Da? Dânsul a avut o operație de șold, a primit o chestie metalică să nu umblați cu magnet pe lângă el. Păi, cu magnet, că-i cauzați cine știe ce. Și opera Omnia, o diplomă megalomană pentru Cornel Udrea. Mulțumesc! Costel Pătrășcan este socio-caricaturist. Este omul care își face dușmani. El este cu caricatura la zi, în sensul că surprinde evenimentul aproape în timp real, ceea ce este o chestiune extraordinar de grea. Să faci caricatură pe eveniment și să fii și inspirat. Ei bine, Costel Pătrășcan este singurul la ora actuală în România care realizează așa ceva cu un succes absolut fantastic. El ne prezintă acum un film al vieții sale, nu chiar numai a vieții sale, zbuciumată și contradictorie, care a lăsat urme pe figura lui și nu numai pe figura lui, și în sufletele noastre. Deci un mare cinefil, un Zeffirelli, un Visconti, un Elisabeta Bostan, ca să nu spun altceva. Costel Pătrășcan. Mulțumesc, Costel Pătrășcan, așa cum s-a spus.
Într-adevăr, vin din Brăila. Sunt nepotul luteran, te port povara asta. Da, sunt caricaturist, așa cum se vede. Am colaborat cu reviste de satiră și umor din țară și ziare naționale. Mulți dintre dumneavoastră poate mai văzut, dar veți vedea că am venit cu lucruri noi. În decursul timpului de 30-31 de ani de când fac caricatură, am primit ceva trofee. Acestea sunt ultimele trofee. Am o poză de la o expoziție din Bruxelles cu un grup de admiratoare. După ceva ani, 31 de ani, spun eu, de la Revoluție fac caricatură, spun că sunt un beneficiar al Revoluției, un profitor. Deci după 31 de ani de caricatură pot spune că am făcut ceva carieră. Ce am câștigat din caricatură, am reușit să-mi fac o casă. Acum lucrez la una mai puțin mai mare. În momentul de față, raportat la activitatea mea artistică, pot spune că sunt într-o perioadă de căutări. Mulți îmi spuneau de mult că am să ajung sus, nu credeam, în caricatură, evident. Un coleg care toată viața lui, toată viața, o parte din viața lui și-a dorit să mă depășească. Sunt mulți colegi care încearcă lucrul ăsta. În ultima perioadă, țin cont și de pandemie, am încercat să fac un business, o afacere. Să știți că merge destul de bine. Nu cred că în caricatură s-a răsturnat căruța cu... Dar nu e așa, să știți. Am câteva caricaturi din edițiile trecute. Una este de acum 10 ani. Mai am alta de la un festival din edițiile trecute. Aici, tot așa, o fotografie. Am o poză cu domnul Ilieș. L-am întrebat dacă bea și el un pahar de ceva și a zis că da, de ce nu, doar nu duce la ureche. Nu știu dacă expresia asta de a duce la ureche e pe aici, dar în fine. Ultima lună. Am să prezint câteva caricaturi făcute în ultima perioadă și încep cu Paștele. Tot atunci, mulți dintre noi am așteptat iepurașul. Nu a venit la toată lumea, să știți. Tot atunci a fost și ziua de 1 mai. Am o radiografie, o prezentare a celor mai importante evenimente din luna mai. Aici este despre primăvara. Și tot o versiune din o parafrazare. Așa. Deci, acum sunt cele mai importante evenimente din luna mai. Într-adevăr, ne bucurăm de libertăți acum, este prima zi
De asta bănuiesc că sunteți atât de vesel, nu din datorită caricaturilor mele. Dar acum 3 zile am avut parte de rapel. Am făcut, recunosc, vaccinul Pfizer. Spuneam că ne bucurăm de relaxare, dar știm că am avut parte, perioada aceasta de pandemie, de tulpini. Tulpina a fost tulpina africană. Cea britanică. Cea braziliană, în fine, a fost mai puțin așa, da. Dar a fost și tulpina brăileană. Încă păstrăm măsurile de distanțare. Am venit cu mașina de la Brăila, știm infrastructura. Să știți că noi criticăm de multe ori lucrurile acestea, șosele, drumurile, dar să știți că se încearcă, se lucrează. Avem, cum spuneam, probleme cu infrastructura. Avem o hartă cu autostrăzile din Europa. Da, suntem și noi pe undeva. Dar acum eu zic că să nu fim cârcotași și când adunăm kilometri de autostradă să punem absolut tot ce avem. Am să spun câteva lucruri despre, ca de fiecare dată, despre relația bărbat-femeie, despre iubit-iubită, prieten-prietenă. Și spun că întotdeauna bărbatul încearcă să ridice la înălțimea așteptărilor. Noi știm că în spatele unui bărbat de succes se află o femeie puternică. Am și o altă acestei expresii. Ce își dorește un bărbat de la o femeie? După 3 lucruri, altruism, inteligență și exigență. Bărbații doresc să aibă o mașină, fac orice să o obțină. Cu mașina, știți și dumneavoastră, este simplu. A întâia, a doua, a treia, a patra, a cincea. Avem aici reprezentat femeia și bărbatul. De la început, bărbatul vrea să-și impresioneze iubita cu mașina lui. Dar noi știm că gândul lui este doar la... Însă bărbatul trebuie să fie foarte atent, că o poate păți. Am auzit că acum se caută domnișoarele cu buzele puțin și se lucrează la... și cu... Și dacă... Iar dacă bărbatul nu corespunde... Există această problemă în familie, cine conduce într-o familie? Am un desen. Dacă vorbim de bărbat, femeie, de relație, vorbim de pasiune, există în America un fruct, se numește fructul pasiune. Am văzut că există și în supermarket și la Deva. El cam așa arată. La noi, în România, fructul pasiunii este puțin diferit. În România, femeile sunt apreciate, știți bine, după IQ. Femeile își caută mai toată viața, bineînțeles, dacă nu-și găsește perechea,
își caută perechea mai toată viața. Despre bărbați se spune că sunt introvertiți și extrovertiți. Știm că bărbaților le plac fructele. Există mitul că odată cu trecerea timpului relațiile scad numeric. Să știți că e doar un mit, lucrurile nu stau chiar așa. Uitați, ca dovadă că lucrurile sunt... Am văzut o statistică legată de culoarea ochilor. Cei mai mulți ochi sunt de culoarea căprui. Apoi sunt albaștri, negri și verzi. Despre unele femei, evident, în termeni populari, se spune că sunt rele. Noi nu credem așa ceva. Femeile nu sunt interesate de partea materială a bărbatului, ele doresc ca bărbatul doar să arate bine. Femeia se simte de mult ignorată, iar bărbatul caută soluții să-i dovedească contrariu. Când relația nu funcționează, femeia spune că a fost bătută de soartă, dar cele rele să se spele. La un moment dat vine o zi, se spune că este cel mai important pas din viața noastră. Știm cu toții, este simplu să-ți găsești jumătatea. Toți suntem fericiți că ne unim destinele, dar aceste verighete se pot transforma. Dacă un bărbat trebuie să aleagă dintr-o femeie normală și una deșteaptă, evident că o alege pe cea deșteaptă. Deci, pe cea deșteaptă. Bărbații sunt mai puțin îndemânate și comparativ cu femeile. Bărbații folosesc doar o singură mână. În timp ce femeile, mai îndemânatice, de cele mai multe ori, într-o familie, într-un cuplu, femeia aduce greul familiei. Pentru ca bărbatul și femeia să formeze o echipă, e trebuie să aibă o chimie, să existe ceva între cei doi. Am văzut, există un concept european, o modă, am văzut că în Europa se construiesc case ecologice. Uitați, așa arată la ei. Dar să știți că nici noi nu ne lăsăm. Au apărut și la noi. Da, o caricatură legată tot de mediu, este primăvară. O altă caricatură despre mediu. Și încă una. Dar până la urmă, eu cred că între natură și civilizație trebuie să căutăm calea de mijloc. Dar să revenim la relația bărbat-femeie. Știm bine, femeia are un rol important în viața bărbatului. Se spune că femeia te ridică. Femeia te coboară. Femeia este foarte hotărâtă. Când își pune ea ceva în cap, degeaba există dragoste dacă n-ai și puțin noroc. Pentru femeie există formula matematică a norocului. Toate fetele își doresc ca într-o bună zi să fie mirese. Am însoțit un prieten la ofițerul stării civile. Sunt cei doi miri cu spatele, ofițerul. Aici sunt și eu. Sper că le-am sugerat răspunsul corect. Se spune că dragostea este o arbă. Am să demonstrez acest lucru în 3 pași. Apropo de mireasă, există un obicei la nunțile din România care se numește gătitul mereu.
dacă în prima parte mireasa este anunții, mireasa este gătită, în a doua are loc dezgătitul. Există o modă la nunțile din în ultima perioadă, am băgat de seamă, ca la nuntă mirii și cu alaiu să meargă în spații naturale, în spații verzi, să facă poze în natură. Dar eu sunt de la Brăila, de la Dunăre, lucrurile sunt puțin diferite. În căsătorie, pe lângă multe alte valori, una din cele mai importante, după părerea mea, o reprezintă fidelitatea. Sunt cazuri când cineva te așteaptă toată viața. Până la urmă, mai totul se rezumă într-o relație la compatibilitate. Și este vorba de compatibilitate intelectuală, emoțională și spirituală. În căsnicie se spune că este bine, se spune evident în termen popular, ca cei doi să tragă la același jug. În mod firesc apar și copiii. Copiii, știți bine, sunt niște îngerași. Ei sunt fascinați de noua tehnologie, de tablete, de telefoane. După cum știm, cu un an cu ceva timp în urmă s-au majorat alocațiile. Au ăștia mici niște întrebări uneori. Sau o altă întrebare. Sau o altă întrebare. Mai am puțin. O întrebare a unui cunoscut politician. Am văzut o intervenție la televiziune. Vorbea de demografie, vorbea de femeia romă, comparativ cu femeia româncă. Femeia romă naște mulți copii și spunea problema dacă folosește prezervativul. Asta era ideea. Răspunsul este da, îl folosesc romii. Apropo de această temă, am surprins, am fost aici la o pizzerie în Deva. Dar sunt multe suficiente, doamne, în sală. Cred că este un moment bun să aduc un omagiu femei și să spun doar câteva lucruri pe care femeia le face pentru bărbat. Și spun, femeia se ocupă de copil, face piața, gătește, spală, mai dă și cu aspiratorul. Mai dă și cu aspiratorul. Dacă etapa, relația evoluează, în fine, curățenia are loc și de parte de curățenie, așa, care se desfășoară în trei etape. Iar dacă căsătoria trece, haideți că m-am pierdut puțin, în fine, cam asta este curățenia, este mai aprofundată. În familie sunt momente când cum poate fi făcută o femeie fericită în pat? Nu că ați fi un priceput, dar îndrăznesc să vă dau trei soluții. Asta ar fi prima, a doua și a treia. Să știți că sunt verificate, să știți dacă încercați, chiar dau rezultate. Am văzut ce răspunde o femeie când îi se pune o întrebare. Am văzut un sondaj. Femeia, știm bine, este elementul de echilibru într-o familie. Și ne aflăm într-o lume a bărbaților condusă de femei. Ce-și doresc femeile? În încheiere, am văzut iarăși un sondaj. Răspunsul este simplu. Femeile își doresc super bărbați. Super bărbați. De unde vii la asta? De unde era pe umbra?
De bea acum încep, să știți. Distracție blocul. Ce a însemnat Liviu Oros sau ce înseamnă Liviu Oros pentru Pătrășcan astăzi, 2021? Este un reper și nu folosesc cuvinte mari. Chiar ne-am bucurat când ne-am regăsit acum după această perioadă complicată. Aveam sentimentul că am scăpat din armată, dacă știe cineva ce înseamnă chestia asta, un sentiment de libertate și bucuria de a ajunge aici unde îmi doresc prietenii, unde Liviu Oros a pus o cărămidă în zona umorului, o cărămidă, în fine, consistentă și unde, ce să zic, văd că fenomenul umoristic evoluează într-un context dintre ăsta în care festivalurile, ceea ce spunea și domnul Udrea, scad ca numeric. Văd că flacăra încă este aprinsă la Deva, ceea ce este un lucru foarte bun. Am văzut că nu ați stat degeaba în acest an. Am văzut 20 și ceva de minute de caricaturi. Cum a fost anul acesta pandemic? Da, de multe ori chiar m-am și gândit, cred că toți ne-am gândit cum a fost această perioadă. Aparent am făcut mulți dintre noi cam același lucru, dar au fost nuanțe care ne-au schimbat total viața. Până la urmă mi s-a părut că a fost cu susul în jos așa toată această perioadă, deși toți am mers la muncă, toți am venit acasă, toți de multe ori am făcut cam aceleași lucruri. Dar eu zic că lucrurile, nuanțele au făcut ca viața noastră să fie total diferită. Și chiar și acum, știți bine, când libertățile în mare parte au revenit sau în mică parte, aproape nu știm cum să trăim clipele astea, dacă nu-i prea mult, dacă... În fine, sentimentul ăsta este adevărat, un sentiment puțin de teamă există încă, ceea ce poate că nu este cel mai rău lucru, fiindcă ne-a așezat o mulțime de reflexe am căpătat în această perioadă, care unele ne sunt utile, poate suntem mai atenți cu igiena, cu ce să zic. Prea eram de multe ori pe la supermarket cu aia puse grămadă, lucrurile s-au mai așezat puțin. Ceea ce nu e lucru rău. Deci sunt și lucruri bune. Primul plan, primul pas, să spunem așa, spre viitor, mâine, 16 mai, după prima zi de libertate fără mască pe stradă și fără oră de intrare în casă. Da. Cum vede Pătrășcan acea zi de libertate? Ce să zic, nici n-am apucat că până la urmă să te dumerești așa. Rămâne să o trăim. Cred că e o chestie pas cu pas, cum spunea cineva. Vom trăi și această libertate pe care am recâștigat-o. Cred că, în fine, nu cu trudă, știți foarte bine că n-a fost ușor. Și eu zic că, în fine, mergem pe drumul cel bun. Asta e semnalul, cred că, care s-a dat. Vom vedea. Eu zic că va fi bine. Am văzut că foarte mulți, am auzit prieteni care, gata, ieșim de seară la distracții, toată lumea. Ce să zic? Poate că ieșim și noi de seară. Și probabil se va naște prima caricatură? Asta fără discuție. Vor fi caricaturi în fiecare zi. Cine vrea să urmărească, mă poate găsi pe rețele de socializare, în fine, în ziare. Și eu zic că ușor, ușor ne îndreptăm spre normalitate. Da.
Nu știm care va fi normalitatea zilei de mâine, dar pentru că purtăm măscuță, noi suntem la interior, dragii mei, nu-l voi prezenta eu. Se va prezenta singur, alături de mine, la Super Dimineața. Costel Pătrășcan, caricaturist din Brăila, România. Să vedem ce se mai întâmplă. Mulțumesc! Sorin, te așteptăm. Hai, mină. Este bine. Da. Salut, mile, bună ziua! Hristos a înviat! Sunt pentru a treia oră, mi se pare, da, aici, la Deva, la festivalul celui care pentru mine a fost un reper. Nu l-am cunoscut niciodată personal, dar ceea ce auzeam și ceea ce a reușit să facă m-a mobilizat și pe mine, pentru că eu aveam și eu am în continuare o problemă cu bancurile din Sud și mai ales cu sudiștii care vor să spună bancuri ardelenește. Și așa, ca și o revoltă, să zic așa, purcesc într-o zi să facem împreună cu niște prieteni un studio la Timișoara, Cartea Sonoră, unde am și scos câteva volume de bancuri din Ardeal. Am considerat că trebuie să fac acest lucru, pentru că Bancul Ardelenesc, cum spunea și domnul Udrea, este altfel. Este profund, este... Are foarte multe calități și am zis că trebuie să-l ridicăm acolo unde este locul. Pentru mine, Liviu Oros, vă spuneam, a fost un reper, pentru că el a scos umorul ardelenesc acolo unde și l-a așezat unde trebuie. Foarte, foarte multe din... Poantele lui, din scenetele lui m-au inspirat. Acum, pentru că mi-au rămas privirea pe elevi, pe câțiva tineri aici, am să încep să vă recit o poezie pe care sigur o cunoașteți, doar trebuie să vă aduceți puțin aminte de ea. I-am intitulat o sinteză. Plecat am nouă din Vaslui și cu Manole 10, care e și întrece. Unul e ungurean, unul e moldovean și altul e Lordul John. Fluieră pe drum și cântă, ce te lege în codurile fără ploaie, fără vânt, că m-am mai dus în sat cu dorul. Și azi e singur puișorul și am închis ușa la tindă, să nu vină ursa împletos ca zimbru cu o năframă în vârf de băț, să zică trăiesc cu cuieț, așa mami descuieț, dar nu vine. În zadar suspin și sufăr, căci îmbătăniesc soțul iubit, a plecat pocnind din bici pe lângă boi cu plugul pe la noi, iar Baiazid privind la dânsul îl întreabă cu dispreț, cine-i străine? Sunt pașă neam de beduin și de la Babelman de vin, că se zvonise prin ziare că în Irlanda un om mare are oi multe, mândre și cornute, și câini mai bărbați, cum e zdranță cel cu ochii de faianță, cățeluș cu părul creț fură rața din coteț, ziua ninge, noaptea ninge, dimineața noi vrem pământ, toate sunt praf și lumea este ca și dânsa, suntem noi și câine eu ți-am fost. Așa că știați poezia? Da. Zice mei, George, tu când te-ai însurat nevastă, tu a fost fecioară? Și da, e unde vărsătorul, ea mea, mă. Eu și Maria plecau la o petrecere și la plecare Maria îl consultă pe Ion, zice, eu ne să-mi pun sutienul. Zice, eu ne pe puneți-l tu, Maria, nu vezi ce tine ai afară, ce noroi, zice. No, și când se întorc de la petrecere, Ion era cu libidoul la maximum, zice, Maria, dezbracă-te, da, muiuți. No, Maria îmi gândui, ce mi-a venit rândul. Mere, Maria se dezbracă, Ion între timp dă o fugă la frigider, trage o gură de pălincă, vine înapoi, zice, no, așa, dragul, dar ziceam, pune-te în pat. Pune Maria în pat, zice Ion,
Numai un moment, iară fuge la frigider, mai trage o gură de pălincă, vine înapoi, zice, și zice, pune-te pe burtă oricum, și pune Maria pe burtă, zice, nu, numai o clipă, iară fuge la frigider, mai trage o gură de pălincă, vine înapoi, zice, nu, pune-te în patru labe, și pune Maria în patru labe, se suie eu pe ea, zice, nu, du-mă tu la frigider, mă, gata. Trei ardele îmi fugeau după tren, doi reușesc să se agațe și al treilea rămâne pe calea ferată, râdea ca prostul și vine impegatul, ce pe omule, ai pierdut trenul, îți mai arde și de râs. Ăsta zic, dar cum frază râde, eu trebuia să fiu un tren, aia doi nu m-am condus. Da. Ion și cu George mergeau cu trenul de la Cluj la București. Ajunge trenul pe la Câmpia Turzii, asta fiind cam prima stație, și zice eu încătă George, ce mai George, spune-ți-o eu ghicitare. Ce spune, dară? Dar ce mă spune tu ce acela ce are patru picioare, are cod, are păr pe el, are urechi, face ham-ham. Ajunge trenul pe la Sighișoara, zice George, are așa păr pe el și codă și... Mie bate, mă, are izbind, dar nu pot zice, că știu, dar ajunge trenul pe la Timișul de sus, după Brașov, ce mă zice, și are, se face ham-ham și practic cum, mă, bai de mine, mă, dar păi știu sigur, numai nu-l pot zice. Când ajunge trenul la Ploiești, zice George, ei câinile, mă, la care eu încerc, în Franț, că nu-ți poate spune om o ghicitoare, că una, două și ghicești, zice, da. Apropo de băieții ăștia veseli, mie, eu i-am observat așa de-a lungul timpului și am încercat să-i pătrund așa, să-i înțeleg pe bețivi, despre este vorba. Și se întâlnesc doi bețivi și ce unul către ăla, zice, măi, ai auzit că nu-l mai îngropă pe Vasile Miercuri, numai vineri, la care ăla la altul stă un pic și ce. Dar de ce, să simte mai bine? Ce moare Ion și vin toți prietenii de pahar la mormântare și în ziua mormântării, asta să înțelegem că după două nopți de priveghi, de s-a muncit la greu, stăteau să uitau la Ion în sicriu și zice unul către ăla de lângă el, zice, uite ce totuși la Ion ce bine arată, la care ăla l-a zis, că normal, nu bău de trei zile. Ce puradelul ăla, țigănușul ăla mic către tatăl său, zice, tete-o, zice, ia așa aș mânca o savarină, ia așa aș mânca tătă savarină, la care tatăl său-i puși cu o palme, zice, că mănâncă frumos. Știu, cu Cornel am făcut niște lucruri tare faine și m-am călătorit destul de mult, mai ales când ne-am dus la Brăila, la invitația lui Costel. Și a fost o fază extraordinară. Când am plecat din Brăila, ne-am oprit la o benzinărie, la un OEV să alimentăm. Între timp, Cornel s-a învârtit pe acolo și vorbeam între noi, uite ce carte am găsit, ce... luasem, mai cumpăram una alta pe acolo, aia ne servea cu plăcere și la un moment dat Cornel, chiar înainte să ieși, îmi zice n-a tot mit, no, servus, tere meniu, știe. Aia se uita ca după turci, nu știa ce se întâmplă. Vorbisem atât de frumos noi până atunci, dintr-o dată parcă eram extraterestri. E, și... pentru că și Cornel este cunoscător de limba maghiară. Eu, sădmărean fiind și copilărit cu domnul Cheșuț, am observat și foarte mult mi-a plăcut și m-a încântat faptul că ei fac dezacordurile într-un fel aparte. Și noi facem dezacorduri în alte limbi, așa că nu e nicio supărare, dar eu m-am înțeles foarte bine cu toți de pe strada mea, unde erau români, maghiari, țigani, evrei, șvabi.
Și am să vă spicuiesc câteva din ce am construit eu legat de dezacordurile pe care le fac ei în limba română, ci că un ungur vrea să ceară două pâini și nu știa cum să zică corect, doi sau două. Și așa că îi zice lui aia la, acolo la vânzătoare, zice, dați vă rog trei pâine și una luați înapoi. Da. La coadă la pâine, în miercurea, ciuc să zicem, ajunge unul în față, era o coadă mică, îi vine rândul și zice, dați vă rog frumos să dați un pâine. La următorul din spate, ce nu uitați că nu știe se vorbește. La care al treilea mai e din spate, ci cine s-a găsit se comentează. Am împreună cu un cunoscut de-al nostru, care de fapt a fost și directorul casei de cărți sonore, casei de înregistrări, unde am făcut niște materiale tare frumușele, mi-a scris un text care pe urmă eu l-am luat și l-am îmbrăcat și am dat de fapt mesajul final. Este vorba de balada Miorița într-o formă mai aparte, localizată undeva într-o zonă pitorească și sună cam așa. I-am făcut și o mică introducere muzicală, era turu tu turu 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 turu. Pe câmpul umblă brazda trei ciobani, unul moldovan, unul vruncea și una de la Covasna. At moldovan și vruncea numărat oila ungureană. Când văzut că suntem oaie multe, nu sta să gândește, ai scuns și vorbește. Ioi, 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 holut, ai făcut plan criminal. N-am văzut baci, a avut un oaie care iubește, el frumos vorbește și chemat pe el. Oaie când vine nu tace gură, nu place iarbă, a ce probleme suntem la legălui, pășune, de-alea idei spune. Asta iuh, oie, bălaie, fi fost năzdrăvan. Atâșa uitat la stele și steluțe, mare și micuțe, făcut horoscop. Și spus la baci, behehehe, behehehe. No, acum baci traducem, spus oie la el. Baci, dragă, moldovan ești vreun ce am vrut ca să omoare, să sustrage în fraudul ăsta toate turmele frumos. Auzi, baci, nu ai speriat, ai scuns și așteptat. Moldovan ești vreun ce am sosește, ungurea în prima lovește, cip, ciop, cip, ciop. Capul sparge moldovan costerul vreun ce an. Care de recad ești vrut bătaie? Spus la mine, oie, mie nerușinare. No, nu facem insurătoare, nu suntem nuntă, că moare, ești cheis. No, acum un stea ai picat. Vruncean sculat așa fugit că făcut record. Fugit și scăpat. Juns la București, a avut turme mare, început imobiliare, găsi steaua la vânzare și cumpărat. Suntem și un morale, căci la nunta mea ai căzut un stea, fac ce vrem cu ea. Nu mai tunge în mână, nu mai vrem la stână, vrem la parlament. Și când enerva mergem înainte, facem președinte, ei hoi, măi, măi. un tip, unul beat, intră într-o frizerie, se așează în scaun la frizeriță și zice lui asta, ce bărbește-mă. Și vă rog frumos să țineți bărbia sus, să vă dau cu spumă să vă bărbieresc. Ce la... Domne, țineți bărbia sus, alminte nu pot să vă dau cu spumă, nu pot să vă bărbieresc. La care este? Și dacă nu pot stunge, mă... Apropo de frizerie, era o frizerie particulară și... în ce consta asta? Era... patronul
Și ucenicul. Ucenicul, trebuie să specificăm, era în prima zi de lucru. Vine clientul, se așează în scaun și patronul cu foarte autoritar îi spune ucenicului, știi, tu unde? Ăsta săracul, speriat, așa, emoționat, îi tremura foarte ca mână și taie și undeva în dreptul urechii, din greșeală îi pișcă urechea ăsta, la care stăci, au! Patronul ce mă, nu te-am spus să fii atent și când să-i trag una, să se trage și dă una la client în gură, el umple de sânge. Patronul mai nervos, ce tu unde mai departe? Urechea stângă și aia e o pișcă, ăsta cu dosul ăsta iar se ferește, iar îi dă una clientului, prinde sânge, sună telefonul în birou. Se duce patronul în birou, vorbea la telefon și ăsta se uită în spate dacă îl vede patronul când tunde. Și uitându-se așa în spate, îi taie urechea clientului și la care clientul și stai, unde e patronul? Zice, în birou, vorbește la telefon și l-au dă în masă să nu vadă. Soțul și soția stăteau pe terasă, în curte, zi de vară până în seară și stăteau la un suc, la o apă, cald, frumos afară, mai sumar îmbrăcați și zice el, că am crescut iarba pe peluza asta, cred că ar trebui să mă duc să tund iarba asta. Și ea ce da, ar fi bine. La care el zice, da, are ceva dacă mă duc să fac activitatea asta în pielea goală? La care el zice, da, păi, sigur că are, că o să te vadă vecinii și o să zică că m-am măritat din interes. Moșul și baba în pat. Și la un moment dat, moșul se ridică să plece undeva, la care baba zice, a unde te duci? Ce moșul, mă duc până în bucătărie să iau o înghețată. Zice, baba, nu-i bai, zice, adă-mi și să iau niște apă. La care baba zice, nu-i bai, zice, adă-mi și mie o înghețată. Zice, moșul, bine, bine. Zice, baba, dar scrieți că o să uiți. Și ce moșul, cum să uit, mai faci un pas? Ce să aproape în bucătărie. Acum cu mâna pe clanță și când se intre moșul, zice, baba, și se pui așa multă frișcă deasupra și zice, moșul, bine, bine, no, dar scrieți, no, că-i uita și ei, și cum să uit că ia în bucătărie, deja intre moșul, trântește ușa, zice, baba, no, îi uita, e clar că uiți. Vine moșul după o jumătate de oră, într-o mână cu o pâine și într-una cu o slănină. Zice, baba, no, vezi? Vezi că ai uitat, am spus că o să uiți. Zice moșul, dar ce dracu am uitat? Ce cum ți-a uitat? Ceapa! sunt niște bancuri din zona absurdului care sunt foarte, foarte drăguțe. Un timp mergea prin pădure cu căruța, cu caii, și cu calul și câinele așa pe lângă căruță, știți cum merge câinele. Și ăsta tot biciuia calul, tot biciuia și la un moment dat se întoarce calul, zice, nu mai da mă tâmpitule. Ăsta când aude sare din lasă, frâie tot sare din căruță, se lângă o tufă acolo, se pișca, nu-i venea să creadă, visează ce se întâmplă și la un moment dat apare calul ăsta, câinele, și cu ochii fixați așa în ochii stăpânului și câinele, să vorbesc ce m-a speriat când a vorbit calul. Un tip surprins la amantă și în timp ce făceau sex, bate soțul la ușă, stă în pielea goală, sare pe geam. Norocul lui că era etajul 1. Ghinionul că afară ploua turna cu găleata. Și-o materizează într-un grup care făceau jogging. S-a apucă și el și aleargă cu ei și în timp ce alergau îl întreabă unul, tot timpul alergați așa în pielea goală? Ce da, și cu prezervativ, numai când plouă. Nu, nu. Nu pot decât să vă mulțumesc din tot sufletul, să-i mulțumesc domnului Ilie și să vă mulțumesc tuturor pentru că țineți
vie această, chiar dacă suntem în nenorocita asta de situație, care o să treacă, sunt convins. Apropo de, am avut și eu un banc legat de pandemia asta, ce preotul în biserică, ce du-te, dispari, virus drăcesc, la care virusul decolece. Părinte, fii pozitiv. Da. Deci vreau să spun că mulțumesc că țineți vie această activitate și o să vin de fiecare dată când voi fi chemat. Și pentru că vreau să închei așa în nota ardelenească, împreună cu un prieten prin 77 ne-am distrat puțin, ne-am jucat cu o poezie de-a lui Ion Minulescu, Romanță fără ecou, și am făcut un dialect maramureșan. Și spunea cam așa, cu titlu cu tot, Romanță fără ecou, cu titlu cu tot îi zice Horea Voravei fără înturnare de Ion al Minulescu ficior. Amare tu țuzuc de porțolan, de rab de pleu cu viața ca de glajă, te aflu iar tot pe aceea stălaje pe care te-am lăsat amu Ioan. Îți mulțumesc, dar ce ți s-a întâmplat? Ce duh de popășor ce-o tăcotat în hia mea, în hia ei, în hia noastră? Ce diavol hap, ce galiță albastru sta de veg, ești eu priveghit, de nu te-ai rupt și nu te-ai colbăit. Amare tu țuzuc de porțolan, de rab de pleu cu viața ca de glajă, rămâi pe aceea stălajă pe care te-am lăsat amu Ioan și îți mulțumesc pentru tot. Doamne ajută! Să fiți bine, ne vedem sănătoși! Sorin Tănase la Deva astăzi, 15 mai, cu ocazia celei de-a 20-a ediții a festivalului dedicat arhitectului zâmbetelor, așa cum l-au numit înaintașii noștri, un om, o cetate, un om din cetate. Am înțeles că nu l-ați cunoscut, dar v-a influențat în cariera dumneavoastră. Da. Exact cum am spus, nu l-am cunoscut pe Livioros, dar am întotdeauna senzația că parcă l-aș cunoaște de o viață întreagă de lume, pentru că întotdeauna am simțit la fel. Adică e o chestie care pur și simplu exista între noi, chiar dacă nu ne-am cunoscut și eram la distanță. Simțeam la fel, ardelenește. Mie îmi place să spun că sunt ardelean vorbitor de limbă română și mi-e dragă, foarte dragă limba română, e, cum a spus și Nichita, e patria mea, pentru că ne oferă tare multe bucurii din exprimare. Și a fost un reper pentru mine, spun, subliniez asta, pentru că așa cum spuneam, simțeam ardelenește și asta este o chestie aparte. Și să reușești să le arăți și să le prezinți oamenilor exact așa cum simțim noi ardelenii și să și priceapă, era mare lucru. El a reușit să facă treaba asta foarte bine și de sincer, el și Toma Caragiu au fost pentru mine reperele ca atitudine și el ca și conținut în ceea ce mi-am dorit să fac. De fapt, eu la bază sunt muzicant-instrumentist, dar mi-am găsit latura asta, adică mi-au găsit alții și până la urmă m-au tras de mânecă și mi-au spus, fă și tu, că o faci binișor. Cine știe, știe, cine nu știe, cunoaște. Am auzit eu odată pe vremuri o vorbă de acolo, de la Baia Mare. Da, corect? Am zis bine? Da. Eu sunt sătmărean, dar locuiesc în Baia Mare de foarte multă vreme și așa este, da. Așa este. Locurile, așa precum cetatea asta, la fel și Maramureșul, sunt ceva aparte. E altceva.
E altceva, altfel îmi pare mie că simt oamenii și exprimarea, nu știu, mai multă sinceritate, eu sufăr de chestia asta, că lumea nu-i sinceră și nu se spun lucrurilor pe nume și fugim de lucrurile frumoase, simple de lângă noi, care ar trebui să le exploatăm cât mai mult. Presupun că aveți sute de bancuri ardelenești în repertoriu. Care, pe care îl iubește Sorin Tănase cel mai mult? Nu pot să spun asta, pentru că sunt ca și copiii mei, nu? Trebuie să iubesc pe toți. Toate sunt faine și toate sunt la locul lor. Dar îmi plac chestiile astea scurte, de pildă, zice Ion Cătălior de Menior, de cum să spune, funicular sau furnicular, la care George așa tâmp, zice, la ce? Deci chestiile astea pentru mine sunt atât de profunde, dacă vrei. Deci omul nu știa. Da. Cei care râd la bancuri, înțeleg bancurile sau cei care rămân serioși sunt cei care înțeleg bancurile? Este o situație des întâlnită în care eu, sincer, și am avut surprize, a ieșit banc la banc, pentru că și atunci mi-am dat seama că de fapt ei n-au înțeles bancul. Și atunci se creează o altă stare și mai iese încă o poantă din toată încurcătura asta. Și de multe ori mi-am pus și eu întrebarea, oare ce spun eu? Mă uit așa la oameni, chiar înțeleg ce spun eu sau din complezență bat din palme și râd? Dar eu cred că m-am străduit ca să vorbesc pe înțelesul oamenilor, să vorbesc cu cuvintele lor, cu vorbele lor care le folosesc zi de zi și atunci mă gândesc că au înțeles. Și ceea ce încerc eu să fac, pentru că asta am înțeles eu din umor, încerc să fac satiră, adică să satirizez asta cu gândul că poate îndrept niște atitudini, pentru că sunt foarte mulți care se regăsesc în nepoantele alea și parcă văd cum se învârte în mintea lor ce moare, nu? Și eu sunt așa, nu fac și eu cumva așa. Și poate l-am atenționat cu ocazia asta, ascultând bancul sau transmițându-i mesajul, pentru că dacă nu este mesaj, indiferent că vorbim de poezie, de muzică, de umor, dacă nu există mesaj, e ca degeaba. Și eu cred că în zilele noastre se suferă din această cauză. Muzica, umorul, umorul a ajuns batjocură. N-am nimic împotriva celor care fac acel stand-up comedy sau, dar vulgaritatea și non-mesajul adică e mai mult batjocură. Și asta pe mine cel puțin mă doare, pentru că încă o dată, dacă nu-i mesaj, ca și aia, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Nu? Dragii mei, aici la Deva, astăzi, 15 mai, nu am putut decât să constatăm cu inimi mari, curate, zâmbitoare, libere, că atât timp cât Sorin Tănase trăiește, folclorul, nu, cum, umorul? Umorul. Nu va muri niciodată. În speranța că ne vom vedea și la anul. Cu drag, abia aștept. Abia aștept, da, cu dragă inimă și cu tot sufletul vin alături de cei care știu că tot așa vin și ei. Și cât vreme vom ține vie această stare, o să fie bine pentru toată lumea.
Ziua nu s-a încheiat, rămâneți alături de noi și o să vedeți ce s-a mai întâmplat aici la Centrul Cultural Drăgan Muntean astăzi, 15 mai, ziua din mijlocul festivalului. Ediția cu numărul 20, astăzi 15 mai, la Deva. Nimic nu e întâmplător, s-au relaxat, să spunem așa, toate condițiile, s-a relaxat. Ați dat startul la zâmbete, la râs. Este firesc și este atât de necesar, după o perioadă o numesc eu cumplită. Este bine că lumea vine la un festival de umor, este bine că ne regăsim noi înșine aici în oferta culturală. La Deva festivalul este o tradiție, este ceea ce se numește un gest nobil al cetății către cetățeni. Festivalul a cuprins epigramă, caricatură și expoziție de carte. Ce ar mai fi de adăugat? Spuneam, nu lumea multă face calitatea, ci aceia care sunt dornici să cunoască umoriști, să cunoască tot ceea ce ține de cultura umorului. Ce a însemnat Liviu Oros pentru dumneavoastră? Liviu Oros a fost, să spun, un model de interpret altruist, un model de artist în respect față de limba română și umorul popular. N-a fost omul concesiilor, n-a fost omul care să facă umor de dragul umorului. Nu l-am simțit niciodată vulgar, a fost pe placul și sufletul oamenilor, de aceea a fost îndrăgit și de aceea a și devenit în memoria colectivă un festival. Ce vă doresc vouă devenilor? Să nu lăsați ca această casă de cultură să piară, să nu lăsați să-și închidă porțile. Dacă închidem poarta unei case de cultură, închidem poarta sufletului cetății. Numele, prenumele, vă rog. Cornel Udrea, scriitor, ziarist, 42 de ani de radio-televiziune. Astăzi președintele festivalului. Da, am fost pentru o zi președinte, e foarte plăcut. Pentru cei care nu l-au recunoscut din prima, alături de mine, astăzi, aici în Centrul Cultural Drăgan Muntean, e Vali Ilieș, dragii mei. Astăzi, pe parcursul acestei zile, s-a desfășurat, așa cum ați văzut pe parcursul emisiunii, o adevărată, cum să spun, ce a fost astăzi, Vali, 15 mai, aici, în sala Liviu Oros? Să fie un moment de întâlnire artiștilor plastici, scriitori, umoriști, un grup serios și foarte valoros, care a fost invitat aici la noi la Deva în cadrul festivalului și de care ne-am bucurat și ne-am onorat cu prezența, chiar 100% pot să spun, în aceste condiții de pandemie, au răspuns invitații noastre toți cei pe care i-ați văzut astăzi aici, cadrul festivalului, salonului de carte, de caricatură, de epigrame, de umor popular. Cam asta a conținut ziua de astăzi, începând cu orele 11. De la ora 11 am auzit Vali Ilieș astăzi de vreo peste 100 de ori. L-am auzit pe Cornel Udrea, președintele festivalului, spunând în cadrul festivalului că s-a auzit la telefon cu Vali Ilieș de peste 200 de ori.
exagerează acum, nu? Avem o anumită vârstă și eu și el, da, e greu cu numărătoarea. Nu chiar 200, dar am discutat, am sunat, am vorbit de câte ori am considerat că e nevoie să cer un sfat sau o părere de la Cornelu Drea. E modest, dragii mei, a pus foarte multă inimă. Am auzit astăzi foarte multe lucruri pe care nu le-am știut despre Vali Ilieș. Ediția 20 și s-ar părea că Vali Ilieș este sufletul acestui festival. De câți ani te ocupi de acest festival din 92, da? De la prima ediție? De la prima ediție. L-am gândit, vă spun sincer, în barul de la Sarmis. Pe atunci era frecventat oarecum de arhitecții din vecini și printre ei era Radu Ionescu, Ioan Lazar, Dic și mai venea și Mircea Oros, care era tehnician pe vremea aia în cadrul IPH-ului. Atunci am pus la cale prima ediție. Mă rog, avea alte secțiuni, mă refer la interpretare, umor popular, Grai Bănățean, proză scrisă. Și așa am demarat prima ediție într-un context altul, mult mai favorabil totuși. Țin minte că la prima ediție președintele jurului a fost regretatul Valentin Silvestru. Ce înseamnă Liviu Oros pentru Vali Ilieș? O să credeți, nu, personal nu l-am cunoscut foarte bine și timp îndelungat, așa cum l-au cunoscut colegii sau cei de la folclor și cei care munceau în această instituție. Eu am venit abia în 84 și ghinion a fost ca după nici doi ani el să dispară în acel tragic accident. Așa că m-am inspirat de la foștii lui colegi, de la colegi de muncă, din arhiva personală oferită cu multă generozitate de către familie, așa că am plecat la drum și dacă tot am plecat, zic, hai să văd cât pot duce. Se pare că am reușit 20 de ediții, de acum încolo mai vedea. 20 de ediții sunt 20 de ani, dragii mei. De 20 de ani, Vali Ilieș dedică în fiecare an o lună, două? Nu poți calcula în timpul organizarea unui festival. Cu acești oameni de valoare care au fost în sală astăzi, eu țin legătura permanent și de-a lungul timpului am mai participat și eu la alte festivaluri unde ei au fost invitați și să mai schimbăm o impresie, o experiență. Așa că nu pot calcula în timp fix cât îți iau un festival. Ca să poți să ai oameni de valoare așa la un festival, trebuie să ai legătura permanentă cu ei și să fii la curent cu tot ce se întâmplă în creația lor artistică. Dragii mei, revenim imediat, ne luăm la revedere astăzi de la Vali Ilieș. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru prezența voastră și pentru faptul că prin voi această atmosfera festivalului Liviu Oros va ajunge în casele devenilor. Cea de-a 20-a ediție a Festivalului Național de Umor a strâns la Deva caricaturiști de renume din întreaga țară, scritori care și-au lansat cărțile în cadrul festivalului și vreau să amintesc aici pe caricaturiștii care au venit și au și prezentat o parte din lucrările sale, și anume Costel Pătrășcan, iar domnul Cristinel Becer de Acriv și Radu Clețiu au realizat frumoase portrete la minut pentru cei care au fost prezenți la eveniment. Mulțumesc publicului care a fost și el prezent pentru a-l comemora pe cel care a fost omul de scenă, artistul, dar și arhitectul Liviu Oros, cel care a proiectat Centrul Devei și, bineînțeles, centrul cultural în care ne aflăm astăzi cu toții. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au adus contribuție la realizarea evenimentului, colegilor mei din Centrul Cultural Drăgan Muntean și Primăriei Municipiului Deva.
faine sârbele, dar să le joci când nu ești cu beutură în cap. Că așa i-au zis și doctorul lui Săgetu, zice, bă, de ce te bei tu beuturi alcoolice, bă, că asta e o travă lentă? Și nu e nică, că eu nu mă grăbesc. Păi nu s-o grăbit, că au continuat să se ducă către casă beat, s-o împedecat, o picat pe Valentină și nu a mai putut să se ridice. Când am dat, el zice, ce mă, Sinedre, ești beteac? Zice el, Văselie, să mă ierți, am pierdut cercei lui Jofrodica și-i caut. Apoi zic, aici am chin în fața casei, caut, aici ai pierdut. Zice el, băi, am pierdut în capetul satului, dar acolo e întuneric. N-o zic, hai, uite în casă. Zice, auzi, bă, Văselie, am beut cu George. Vezi ce ți-s prietenii pe lumea asta. O zis că eu m-am îmbazat. Uite-te tu la mine, zbează eu, bă. Să-i fie rușie. Uite-te casa mea, Văselie, uite, aici e holul, mă, uite, paltonul meu, colocul. Ce, nu știu eu ce la mine în casă. Și George să zică că m-am pin. Să-i fie rușine, uite, Văselie, dormitorul meu, mă, uite, aia din pat e Sofronica, dorme, țuci-o, tata pe ea. Și ăla cu musteață de lângă ea, îs eu!